Hai să admitem cu toții că Fiscul de România este o instituție, nu-i așa, Adrian Negrescu, ai pomenit ceva mai devreme, de spațiul la virtual, privat, SPV-ul pe care îl avem. SPV-ul, da. SPV-ul ce... Băi, vă mai dau un exemplu apropo de ce se întâmplă cu fiscul. Fii atent aici ce am pățit. Am greșit să trimit sumele de plată care au rezultat din completarea acestei declarații unice. În loc să le trimit la sectorul 1, da, în contul de la trezorăria sectorului 1, le-am trimis la trezorăria sectorului 2, unde, pe raza sectorului 2, am o garsonieră din perioada în care eram burlac și stăteam acolo. Bon, așa, ce da. Vremuri. Bon. Și zic, bă, sigur o să vadă ăia da. Că am trimis greșit și zic, or să-mi dea banii înapoi cu ta. Nu, durează trei ani să-ți dea banii înapoi. Și dau telefon și zice, păi zice, banii au fost și repartizați, că zice, aveți domiciliu fiscal în sectorul 2. Cocoană, zic, de 10 ani de zile, chiar 12, zic, locuiesc în sectorul 1 al capitalei. Uh-huh. Unde locuiesc și am buletinul, se presupune că am... Uh-huh. Păi zice, n-ați radiat domiciliul fiscal din sectorul 2, uh-huh. că am avut domiciliul pe sectorul 2, zice, acum, zice, figurați cu domiciliul fiscal și la sectorul 1 și la sectorul 2. Uh-huh. Păi sunteți nebuni, uh-huh. nu pot să figurez decât cu un domiciliu fiscal. Uh-huh. Da, în chestia asta. Ce data aici trebuie să depuneți, nu știu ce cerere, numărul 407.323, da, ca să putem să vă radiem domiciliul fiscal de acolo. Băi, frate. Exact. Robert, se întâmplă asta pentru că ei nu au o interfață interconectată între sectoarele din București, între localitățile din țară. Tu dacă ai, de pildă, un apartament în București și mai două, trei case de vacanță, fiscul în momentul de față nici nu știe că le ai pe alea de acolo. Alea se taxează în partea, dar nu poate să-ți facă un venit global să zică, băi, uite, ăsta are mai multe avere, uite câte chestii are la dispoziție. Dacă ai o mașină registrată în București una în Alba, s-ar putea nici să nu o vadă din punct de vedere fiscal. De ce? Pentru că nu interconectează aceste baze de date. De ce se întâmplă asta? Pentru că au fost interese. Și hai să vorbim într-adevăr. Au fost interese ca banii să se ascundă, da? Să se ascundă România și toate câștigurile să fie declarate așa, din când în când, pentru ca oamenii să facă bani. Și cine să facă bani? Politicienii. Știm foarte bine că ei au fost principali autori morali a lipsei de competitivitate și de digitalizare a NAF-ului. Că, doamne, că dacă era, puteam să facem digitalizarea NAF-ului de 10 ani de zile, dacă ne doream. Dar nu o facem pentru că trebuie ascunși niște bani pe care îi câștigăm prin contacte de consultanță, prin case date cu donație, prin mașini primite ca mită și tot așa. Deci, când o să-și vrea într-adevăr să facă reforme și o să vrea într-adevăr să interconecteze toate bazele astea de date, într-adevăr, pe bază de CNP, să identifici exact, tot ce deține da, omul ăla în țara da, noastră, o să mai vorbim, da? Până atunci e pur și simplu gargară, declarații politice și nimic altceva. Tu spui că nu e o chestiune că nu au, nu știu, bani, n-au știință, n-au computere, n-au, ci pentru că nu vor în toată treaba asta. Adică... Bani au și au avut tot timpul bani pentru digitalizarea NAF, pentru a face măcar o platformă de plată online, să poți pe telefon mobil să-ți plătești taxele la stat simplu și să n-ajungi situația în care ai fost și tu și eu am fost în situația respectivă, să te trezești că trimiți niște bani, ți se întorc înapoi sau nici măcar nu se întorc, să depui tu o cerere ca să-ți recuperezi niște bani de la FIS da. Și nu se face compensarea da, cu datorile da, pe care le-ai. Atât. Am fost într-o situație identică cu situația ta și eu m-am mutat din sectorul 3 în sectorul 1, am fost neglijent. N-am mutat domiciliul fiscal. Păi de ce să-l mut eu, mă? Dacă mi-am făcut buletinul de și ce? Am văzut, ar trebui să vadă sistemul la un moment dat. A plecat, mă, din sectorul 3. Pentru că trebuie să ții toate măsurile să nu ai de-a face cu imbecili. Aia e o problemă. Doamne, da. În România trebuie să ții toate măsurile cu putință, dar niciodată nu poți fi suficient de prevăzător, astfel încât să nu ai de-a face cu cretini. Doamne, m-au impozitat aiurea, s-a constatat, după care m-au planificat la trezorerie să-mi ridic diferența aia de 1.100.000 de lei. Dom'le, peste 18 luni m-au planificat. Mm-hmm. Bineînțeles că anul următor, când eram planificat, am uitat. Că uiți, bă, a trecut un an și jumătate. Și nu mi-am pictat în zugrăveala casei chestia asta, să vă zic. Nu mi-am pus bilețel la icoana la care mă rog. Am uitat și am dat dracu de bani. Da. Păi care așa este, nu? Problemă. Nu e o altă prevedere, mai este o prevedere constituțională tată cu tratamentul egal. Păi cum adică dacă întârzi cu un impozit ăștia te execută? Bă, dacă întârzi cu o chestie de aia 15 bani. Ce mă amintea cineva? 3 lei? 3, o chestie ca, 3 lei, doamne, mă! Spun poplire pe conturi, da. Sechestre, nenorocire. Măi, și când are statul să-mi dea mie bani, aștept 16 luni? Bineînțeles că ăștia sunt o adunătură de vagabonți. Invitatul nostru are perfectă dreptate,
Domnule, ei nu vor să informatizeze, ei nu vor să-și eficientizeze activitatea. Pentru că așa cum am văzut ei, din 10 în 10 ani își dau foc la arhive. Așa cum a fost la sectorul 4. Așa cum a fost, așa cum a fost la sectorul 1. Da, mai dreptate, uite, așa m-am gândit, mă. Hai, mă! Da, mă! Hai, mă! Dau foc la deci, arhive, arhivele da? Lor fie iau foc, fie se inundă. Uh-huh, dar când se inundă, se inundă și nu se mai pot citi exact dosarele care trebuie. Fie și se pierd. Și se pierd așa și te pun pe tine să vii cu acte exact, doveditoare pentru niște lucruri pe care... Pulii frici ca ăsta care merge pe ce? Pe furia populară. Vă sfidează. Stimați... Bine cu poze de pe Facebook. Ai fost în vacanță și te pune să plătești impozit. Care vă uitați la noi. Dom'le, noi nu ne sfidăm unii pe alții într-o asemenea măsură încât să ni se ducă dracului viețile. Noi ne putem enerva unii pe alții, pe noi ne sfidează statul. Statul este în raport antagonic cu cetățeanul. Statul își bate joc de cetățean, iar pârliții de ziariști, ăștia care nu sunt deontologi, că deontologii sunt de partea statului, de partea statului paralel, ăștia pârliții, ăștia de jurnaliști, pe care îi înjurați mulți dintre voi când pun niște probleme de genul ăsta, dom'le, pe alții nu-i aveți. L-aveți așa pe doctor să aibă grijă de trupurile voastre, pe preot să aibă grijă de sufletele voastre, pe învățător să aibă grijă de mințile copiilor voștri și pe rahatul ăsta, uite așa, turcesc cu curea de jurnalist care abordează niște subiecte în care nu e lăudat nimeni de la stat, ci este apărat cetățeanul. Emisiunea asta, acum, oricât de mult v-a enerva pe voi, piții ălea cu țâțe, ce vă zice Turcescu, că ăsta e după rating, cum sunt eu după Șabli. De ce, mă, asta ălea cu țâțe mari, nu ălea cu țâțe mari, vă pun viața în pericol. Ălea chiar băieții voștri s-ar putea să bucure de el. Nu vă pun viața în pericol. Viața vă este pusă în pericol de stat și de instituțiile statului. Și cu asta am încheiat, că nu vreau să plictisesc. Da, mă, dar noi uităm un singur lucru, Robert, că marea evaziune nu se face de către persoanele fizice, se face de către statul român. Cei mai mari evazioniști la bugetul de stat, adică cei care nu-și plătesc taxele și impozitele, sunt companiile de stat, marile companii, de la CNLO, Oltenia, până la CFR Marfă, CFR Călători, Taromu și alte companii de genul ăsta care nu plătesc. Compania și vine la un moment dat decidentul politic și le taie din pix toate datoriile care le-au la buget. Dar pentru noi, pentru cei care suntem mediu privat, nu există asemenea termen de prescripție, nu există asemenea facilități. De ce? Pentru că pe noi trebuie să ne impoziteze și să ne urmărească pe Facebook, pe Instagram și poate pe LinkedIn, ca să vadă într-adevăr de unde facem bani și cum facem. Păi ăsta e stat polițienesc. Nu este un stat democrat, nu este un stat care este într-adevăr. Absolut. Bă, ia gândiți-vă, voi să ne închipim că acum ar arăta chestia asta, v-am spus că eu de asta aici voiam să ajung. Deci gândește la un inspector din ăsta fiscal. Ăsta e un tip care se presupune că unul a făcut și școală, mă, înțelegi? Și vine șeful fiscului și zice, urmărește-l pe Turcescu, vezi ce a publicat pe Facebook. Pac. Vezi, pe are cont de Instagram, are 4. Pe TikTok are 2. Pe Facebook cât are? 3 profiluri? Luați-l că-i fraier. Urmăriți-le pe toate. Domnule, dar nu știm care e falsă, care e a lui, care e a măsii. Care nu contează. Contează, uitați-vă unde scrie Roberto Ceva în pahar. Ia vedeți-mă, ce a băut? Înțelegi? Ce avea în pahar? Înțelegi? Ce era? Nu, un vin, un șpriț. Ceai, că e la regim. Un ceai, da. Un cutare, de ce o să bea mult ceai verde, mă rog așa. Ceai verde. Ceai verde? De unde a avut ăsta bani de ceai verde, mă? Înțelegi că ăla e mai scump. N-a băut un... Bine că nu ceai de tei, știi, apropo de ce ne spune... Da, cu bromură. Da. Înțeleg, așa. Da. Și ce-a făcut, mă, după așa? Deci, atenție, adică duci ideea asta de fisc în derizoriu. Aici e marea problemă. Bă, nene. Așa e, deci devine un fel de bodyguard al spațiului privat al fiecărui român, fiscul, ceea ce n-ar trebui să fie. Nu, statul ar trebui să acționeze în baza legilor, comunicarea făcută de către ANAF să fie una seacă, mai ales pe date, da, și pe a preîntâmpina situațiile de evaziune. Statul ar trebui să fie un partener, practic. Noi să ne spunem, bă, băieți, dacă faceți niște bani, tot timpul să vină cu mesajul din ăsta. Măi, dacă câștigi niște bani, uite ce trebuie să faci ca să nu intri în zona de evaziune, să nu trebuiască să te amendezi. Vii și faci prevenție, da? Nu vii și ameninți, că dacă vii și ameninți, nu faci altceva decât să-i determini pe acei băieți deștepți, acei șmecheri de care vorbește fiscul, să-și ducă banii în altă țară.